Riscul există la cum evoluează lucrurile și la cum este administrat sistemul de sănătate. Acestea sunt cele două riscuri majore care ne pot duce la acest lockdown, pe care nimeni nu-l dorește, dar resemnarea aceasta în care așteptăm ca lucrurile să se întâmple în ideea că poate apare un miracol românesc care să ducă la o scădere tot așa neașteptată, inexplicabilă a cazurilor, nu cred că se poate întâmpla. Vedeți, noi ne găsim acum într-o situație în care luăm diverse măsuri, suplimentăm, știu eu, în perioada când oamenii trebuie să stea acasă cu o oră, în încercarea de a controla răspândirea infecției. Eu cred că cel mai important lucru în momentul de față, cu care ar trebui să ne luptăm cu toții, ar fi această așa numită oboseală pandemică a populației. E un termen care este utilizat și de organizațiile internaționale și se referă la oboseala oamenilor de a respecta măsurile. Și atunci cred că trebuie să ne gândim care sunt acele măsuri care pot fi respectate și care într-adevăr au impact real asupra reducerii numărului de cazuri. Dacă venim cu tot felul de alte măsuri suplimentare care pot să irite oamenii, o să avem un risc foarte mare ca oamenii să nu mai respecte nici măsurile de bază. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.